Șamanul, fizicianul și misticul. Stările de conștiință șamanică. Emergența șamanismului. Pe la jumătatea anilor 60, șamanismul interesant deoseb pe specialiștii în psihologia transpersonală, o disciplină de avangardă preocupată de studiul stărilor de conștiință mistică, vehiculate de toate tradițiile omenirii. Pentru antropologi, etnologi și istorici ai religiilor, șamanismul era o formă primitivă de religie înlocuită și depășită de culturile ierarhizate moderne. De vreo 20 de ani, cărțile lui Michael Harner și Carlos Castaneda au deschis conștiința indivizilor dornici de dezvoltare personală și spirituală spre ideile, credințele, inspirațiile și experiențele directe ale șamanilor. În Europa, Mario Mercier sensibilizează publicul francez cu realitatea șamanismului siberian de la sfârșitul anilor 70. Un deceniu mai târziu, Brian Bates ne conduce în Anglia secolului al VII-lea cu visarea imanentă, magia omniprezentă și epopeea șamanică anglosaxonă. Dornice să refacă legătura cu tradiția șamanică și să o ajute să redevină o adevărată cale de transformare, tot mai mulți oameni își explorează starea de conștiință pentru a ajunge la cunoașterea și înțelepciunea lumii ascunse în spatele lumii. Încă de la sfârșitul anilor 80, acest neoșamanism s-a ancorat în societatea occidentală, în special în America de Nord, unde mulți își căutau rădăcinile tradiționale. Recurgerea la cântecele sacre acompaniate de sunetele uruitorii, de tobe și de alte instrumente de percuție sau la animalele totemice cu scopul de a călători prin niveluri de conștiință diferite, au redevenit practici aproape curente. Toate culturile au avut probabil într-un moment sau altul al istoriei lor un mod de abordare șamanică a existenței, unele la un continuare. Numeroasele publicații actuale ne ajută să refacem înțelepciunea vechilor tradiții din întreaga lume. Învățăturile aduse la lumină de acest demers sunt moștenirea comună a celor care înțeleg calea șamanică drept un drum spre înțelepciunea interioară și armonia între diferitele popoare și națiuni. În lumea occidentală modernă, rădăcinile șamanice tradiționale au dispărut. Substratul nostru cultural ne mai permite eluare să le reimplantăm, cu șansă de a le vedea crescând și rodind. Astăzi, un număr tot mai mare de oameni conștienți de realitățile ecologice, sociologice, religioase și spirituale, realizează că șamanismul a fost prima cheie care i-a permis ființei umane să înțeleagă mediul natural și să trăiască în armonie cu acesta. Până la sfârșitul anilor 60, anumiți partizani, fervenți ai vechii școli, au continuat să afirme că șamanismul este o boală mentală. Începând din anii 70, un nou discurs îl prezintă pe șaman, nu numai ca pe un creator de ordine, ci mai mult ca pe un specialist calificat în domenii atât de diverse precum medicina, farmacologia, botanica, sociologia, avocatura, astrologia și preoția. Când antropologia structurală a dobândit statutul de știință, antropologii s-au străduit să găsească ordine în dezordinea existentă, iar șamanul a devenit un creator de ordine. În 1951, în perioada în care Claude Lévi-Strauss transforma șamanul nebun într-un psihanalist, creator de ordine, Mircea Eliade, una dintre principalele autorități în materie de istoria religiilor, a publicat lucrarea de acum clasică, Șamanul și tehnicile arhaice ale extazului. Această lucrare rămâne până în ziua de azi singura tentativă de sinteză mondială pe această temă. Eliade a reperat similitudini uimitoare între practicile și gândirea șamanilor din întreaga lume, ca și Joseph Campbell, celebrul mitolog decedat la sfârșitul anilor 80. Tehnicienii extazului se specializează de fapt într-o transă în cursul căreia simțurile și sufletele lor părăsesc separe trupul pentru a urca la ceruri sau a coborâ în infern. Ei evocă cu toții o scară, fie una simplă, fie una fixă în spirală, fie una de sfoară, o liană sau o frânghie,
care leagă cerul de pământ și de care ei se folosesc pentru a pătrunde în lumea spiritelor. Toți consideră că aceste spirite sunt venite din cer și că au creat viața pe pământ. De ce asistăm astăzi la această recuperare a interesului pentru cea mai veche cale de descoperire spirituală a omenirii, care este șamanismul? Cred că pot să afirm că este din vina religiilor care s-au ierarhizat, deși toate au început ca experiențe spirituale. Șamanismul, sub forma sa cea mai primitivă ca și sub cea mai modernă, ne amintește aspectul democratic al vieții spirituale. Forțele subtile ale naturii se manifestă prin niveluri de experiențe spirituale. Fiecare dimensiune a realității este disponibilă celui care face efortul să învețe acea practică a călătoriei și diferitele modalități de acces. Astfel, calea șamanică îi permite individului să trăiască o experiență directă fără intermedierea structurilor impuse de către o biserică sau o doctrină. Diferitele imagini referitoare la această axă centrală formează o temă comună pe care Eliade a numit-o Axis Mundi, adică axa lumii. După el, această axă permite accesul în lumea de dincolo și la cunoașterea șamanică, întrucât există o trecere rezervată în mod normal celor care mor și pe care șamanul reușește cu toate acestea să o găsească în resursele propriei sale ființe. Pentru Eliade, șamanismul este ansamblul tehnicilor care permit negocierea acestei treceri, atingerea axei, obținerea cunoașterii care este asociată și utilizarea ei în scopul practicării profețiilor sau vindecărilor. Ce călătorie! Pentru șaman, lumea este în totalitate vie, personală, sensibilă, având menirea de a fi atât cunoscută cât și utilizată. Din această explorare, el culege principalele capacități ce îl vor ajuta să vindece, să reanime sau să aducă în lumea profană forțele transformatoare din spațiul și timpul sacru. În plus, capacitatea sa de a-și folosi stările de conștiință îi permite să joace rolul unei punți între realitatea obișnuită și planurile transpersonale. Trebuie totuși să facem o distinție între aceste stări speciale de conștiință și stările speciale studiate în psihologie. De fapt, calea șamanică necesită atât o angajare în disoluția ființei, cât și pătrunderea de manieră conștientă în haos. În timpul călătoriei șamanice, psihe și cosmos se reunesc. Șamanul devine atunci calea de acces pentru forțele creației sau pentru forțele intrapsihice. Talentul și disciplina necesare pentru asumarea unor relații atât de speciale trebuie să fie imense, ceea ce explică respectul acordat șamanului timp de milenii. Astfel, sfidând timpul și frontierele culturale, adevărata tradiție șamanică a rămas vie până în ziua de azi, păstrându-și atât metoda cât și imaginea. Tradițiile șamanice nu au fost luate realmente în serios de către popoarele din țările occidentale industrializate, deși șamanii au dezvoltat de-a lungul secolelor modele sofisticate de comportament uman. În plus, mulți au demonstrat o anumită capacitate de a se adapta la tehnologia și medicina occidentală, în vreme ce acestea nu și-au însușit niciodată nici cea mai mică practică șamanică. Această situație este în curs de schimbare. În Brazilia, anumite centre de îngrijire alternativă propun o combinație de practici medicale occidentale și șamanice. Nu este însă mai puțin adevărat că necunoașterea tradițiilor și prejudecățile față de populațiile tribale au privat în mare parte specialiștii și instituțiile medicale și științifice occidentale de bogățiile șamanismului. Am uitat faptul că acești bărbați și aceste femei au fost primii medici din lume, cei dintâi diagnosticieni, psihoterapeuți, funcționari religioși, magicieni, artiști și povestitori. Ori ei constituie o comunitate de specialiști în domeniul magico-religios, care se supun deliberat unor modificări ale stării de conștiință pentru a obține informații de la lumea spiritelor. Ei folosesc această cunoaștere și această forță pentru a-i ajuta sau vindeca pe membrii comunității din care fac parte, înțelegând prin asta comunitatea în ansamblul ei. Șamanii trăiau altădată în sânul unor triburi de vânzători,
grupuri de pescari, comunități agricole, îi întâlnim astăzi în centrele urbane. Universitarii, antropologii, etnologii interesați de aceste ființe deosebite au constatat că șamanii și încep activitatea în moduri foarte diferite, în funcție de tradițiile lor tribale. Unii își moștenesc statutul conform tradiției familiale, alții îl dobândesc sau îl cumpără. Unii dintre ei au un semn din naștere, un deget în plus la mână sau la picior, un comportament particular care le determină rolul social. Alții urmează chemarea primită de la spirite sau animale înzestrate cu puteri magice prin intermediul viselor sau reveriilor, în stare de veche. Unii supraviețuiesc unei boli grave și văd în propria vindecare chemarea de a-și vindeca semenii. Se întâmplă ca mai mulți din acești factori să se conjuge pentru a-l chema pe viitorul inițiat să urmeze calea. La eschimoși, pentru a fi chemat spre șamanism, trebuie să viseze acele spirite. Atunci când unul dintre ele se manifestă în vis, cel care l-a visat scuipă sânge, se îmbolnăvește și se retrage din societate. Odată izolat, el întâlnește un tunerac, care seamănă cu o ființă umană, dar e de fapt un spirit. De la bun început, acesta pune stăpânire pe individ și îi cere, de exemplu, să umble dezbrăcat. Însă, încetul cu încetul, șamanul ales capătă control asupra spiritului. Atunci el confecționează o tobă și începe să-și asume rolul cuvenit. În anumite societăți nu există o perioadă de pregătire specifică, în vreme ce în altele procesul durează mai mulți ani. Maeștrii pot fi șamani mai în vârstă sau chiar spirite îndrumătoare. Instrucțiunile acestora îi sunt transmise ucenicului în somn. În primul rând, spiritele îl învață pe acesta cum să ia legătura cu sufletele morților, arta de a pune un diagnostic, tratarea bolilor, interpretarea viselor, practica psihoterapiei, metodele de respingere a dușmanilor clanului sau tribului, stăpânirea tehnicilor de modificare a stării de conștiință, arta profetizării, supravegherea ritualurilor șamanice și controlul asupra vremii. Aceste atribuții nu îi revin șamanului în totalitate în cazul tuturor triburilor, dar există similitudini remarcabile între diferitele societăți șamanice. Rolul șamanului este de a servi ca mediator, ca intermediar între sacru și profan, între planul nostru fizic și realitatea de dincolo de el. În această perioadă de resurgență a șamanismului, să precizăm faptul că tehnicienii extazului nu aparțin doar trecutului. Ei au supraviețuit în diverse tradiții mai mult sau mai puțin conservate. De acum înainte nu vom mai întâlni șamani tribali, după cum nu vom mai întâlni nici societăți străini exclusiv din vânătoare sau nomadism. Visul unei viitoare vârste de aur atrage mulți oameni spre șamanism, în special occidentali. Miturile șamanice vorbesc despre un timp în care omul și natura trăiau în armonie perfectă. Condițiile de viață actuale ar putea explica această nevoie de întoarcere la sursele uitate ale tradițiilor omenirii. Evocând manifestările sacrului, Mircea Eliade vorbea de o realitate care nu aparține lumii noastre și care se manifestă cu toate acestea în obiectele care fac parte integrantă din lumea noastră naturală profană. Șamanismul nu a devenit subiect de studiu academic decât în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Înainte de aceasta, ceea ce se știa despre el se limita la relatările parțiale și tendențioase ale călătorilor și misionarilor, care vehiculau propriul lor sistem de gândire. Dar mai ales, se făcea simțită lipsa unor studii experimentale. În ultimii ani, șamanii au început să vorbească însă despre tradițiile, riturile și modul lor de a percepe lumea. La drept vorbind, cooperarea dintre cercetători și șamani a arătat că serviciile acestora din urmă sunt necesare în condițiile în care legătura dintre om și univers este slăbită, chiar frântă. Aceste ființe învestite, mai apropiate de sursă, sunt chemate din nou să servească drept mediatori între sacru și profan. Pentru a înțelege natura șamanismului, trebuie să includem alte dimensiuni în modelele noastre spațiotemporale clasice, în trei dimensiuni.
să nu ne mai rătăcim limitându-ne aria de percepție și sfera de cunoaștere. Actualul nostru model de gândire nu ne permite să acceptăm și cu atât mai puțin să explicăm fenomenele supranaturale. El neagă, de exemplu, existența supranaturalului pentru că acesta nu corespunde viziunii dinamice despre natură. Ori apropierea recentă dintre știință și tradiție a demonstrat că fenomenul șamanic nu are nimic supranatural. Această legătură pare să existe doar fiindcă știința materială încearcă să îl integreze în cadrul ei de cercetare. Astăzi, când aceasta din urmă și-a creat structuri mai deschise, fizicienii descoperă că universul are mai mult de 3 dimensiuni și că șamanul, mediator între sacru și profan, lucrează cu aceste dimensiuni diferite de multe mii de ani. Să păstrăm o atitudine deschisă și să evităm ideile preconcepute despre tot ce are legătură cu șamanismul. Dacă vrem să înțelegem această cale și să ne îmbogățim nivelul de autocunoaștere și de cunoaștere a lumii, trebuie să experimentăm noi înșine aceste idei și activități noi. Interesul nostru actual pentru șamanism pare legat de faptul că am devenit conștienți că e nevoie să lărgim viziunea lumii occidentale, ale cărei limite în domeniul medicinei și psihoterapiei sunt extrem de sensibile. În fizică, principiul incertitudinii a lui Heisenberg a demonstrat că dacă e posibil să măsurăm o caracteristică a unui obiect în mișcare, este imposibil să-i măsurăm simultan și celelalte caracteristici. Vedem că începând de atunci anumite reviste academice consacră o serie de articole unor abordări pluridisciplinare și multidimensionale. Sacrul este un element inerent al structurii conștiinței. Nu este o stare de conștiință, nici o parte a conținutului conștiinței umane. O provocare majoră a epocii noastre constă în descoperirea unor căi noi de reactivare a acestui element în cultura noastră, care a tăinuit în mare măsură tot ce are legătură cu spiritul, sacrul sau misticul. Dificultatea esențială constă în obligația implicită care îi revine șamanului de a vorbi în limba noastră. Ori acestuia este aproape imposibil să traducă sacrul în termeni pe care un profan să-i poată înțelege. Iacuții din Siberia folosesc un limbaj poetic alcătuit din cel puțin 12.000 de cuvinte. Un occidental mediu posedă un vocabular de aproximativ 3.000 de cuvinte. În plus, mulți profeți au fost neînțeleși de contemporanii lor, fiind necesare uneori mai multe secole pentru descifrarea unui mesaj sacru. Este de exemplu cazul calendarului Maya și tabletelor Rongo Rongo din insula Paștelui, care au rămas în continuare nedescifrate. Șamanii trebuie în compensație să rezolve probleme practice curente și deci să găsească modul de a se face înțeleși de către clienții lor contemporani. Noi, în ceea ce ne privește, trebuie să găsim noi exemple pentru a ne reorganiza viața. Trecerea de la o interpretare mitologică a realității la o concepție rațională este considerată principala realizare a moștenirii intelectuale grecești. Începând din secolul al V-lea înainte de Hristos, filozofii ionieni au stabilit o distinție între cunoaștere și credință. Niciun om nu a știut și nu va ști vreodată sigur dacă zeii există și chiar dacă are șansa de a ajunge la acest adevăr, nu va ști niciodată că a făcut-o. Filozoful grec, Parmenide, îl îndemna pe om să nu aibă încredere în simțurile sale și să treacă totul prin filtrul rațiunii. Acum 2000 de ani a intrat în scenă cuvântul, fapt care a dus la dispariția mitului. Știința și rațiunea se bazează pe obiectivitate, în vreme ce pentru mistic realitatea este unitate, o unitate din care ființa umană face parte integrantă. Apropierea de realitate din perspectivă mistică este prin natura ei subiectivă și reprezintă deci o sfidare a obiectivității. Astfel ne este greu să înțelegem că fiecare individ este unic și totodată intim legat de fiecare din semenii lui. De când s-a consumat divorțul dintre știință și religie, oamenii de știință și teologii tot încearcă să rezolve această problemă. Pe de altă parte, creștinismul afirmă că Dumnezeu și omul sunt și vor rămâne veșnic separați. Ni s-a spus că putem să-L considerăm pe Dumnezeu o cale de salvare,
dar că nu putem în niciun caz să ne identificăm cu el. Mecanica cuantică apare într-un moment în care logosul, cuvântul, a început să discrediteze cunoașterea conceptuală. Șamanii nu și-au pierdut niciodată încrederea în legătura lor cu sacrul. Ei au reușit întotdeauna să supraviețuiască într-o lume incredibil de sceptică. Problema majoră este că spiritele obiective n-au resimțit niciodată, iar deformulat cu atât mai puțin, limitele inerente concluziilor intelectuale. Un volum tot mai mare de cunoștințe nu a făcut altceva decât să mascheze acele mari zone de vid pe care cunoașterea însăși le-a semnalat în cazul individului. Noi, oamenii, nu suntem conștienți de faptul că luminițele care pâlpâie în noi ne pot arăta imensitatea universului. Dacă terapiile transpersonale și recursul la stările de expansiune a conștiinței au reportat un succes atât de mare, aceasta se datorează faptului că ele recurgeau la abordări spirituale similare celor utilizate de șamani. Abraham Maslow, unul dintre părinții psihologiei transpersonale, spunea deja acum câteva zeci de ani că echilibrul între spontaneitate și control variază în funcție de starea de sănătate a sufletului și a lumii. Spontaneitatea pură este dificil de atins, deoarece trăim într-o lume guvernată de propriile ei legi materiale. Controlul pur este imposibil de menținut în permanență, din cauza riscului de a provoca moartea sufletului. Educația trebuie așadar dirijată atât spre controlul, cât și spre spontaneitatea expresiei. În cultura noastră și în această etapă a istoriei este necesară o refacere a echilibrului în favoarea spontaneității, expresivității, pasivității, detașării, încrederii într-o serie de procese, altele decât voința, controlul și creația premeditată. Trecerea de la conceptul de conștiință sănătoasă la o iraționalitate la fel de sănătoasă duce la realizarea limitelor gândirii pur abstracte, verbale și analitice. Dacă vrem să reușim într-o bună zi să descriem lumea în ansamblul ei, trebuie să rezervăm un loc pentru procesele primare, arhetipale, metaforice, inefabile și pentru exprimarea intuitivă. Este un fapt valabil și pentru cercetarea științifică. În 1986, Gebrein, un maestru sofi din Maroc, împreună cu care am studiat, pretindea că sofii reușesc deja de sute de ani să facă distinția între realitatea observabilă și lumea invizibilă. Dacă ne lăsăm seduși de multitudinea de imagini ale acestei lumi, trecem pe lângă scopul esențial al vieții. Putem să le cerem șamanilor să ne învețe stiluri de viață alternative sau cel puțin să ne ajute să atingem trepte de eliberare emoțională și fizică prin ritualuri adecvate. Modelul holografic al lui Bohm sugerează că toate elementele din univers sunt strâns legate. Aceasta implică o pluridimensionalitate. Sistemele noastre culturale afirmă că există o diferență fundamentală între spirit și materie. Ordinul explicit este domeniul material obișnuit și cea mai mare parte a persoanelor care operează la acest nivel nu sunt conștiente de existența unui ordin implicit sau unui univers interior. Atunci când gândurile noastre înclină spre acesta din urmă, către ordinul implicit, nu mai sesizăm nici cea mai mică distanță. Se cuvine totuși să remarcăm o diferență fundamentală între misticii tradiționali și șamani. Primii contemplă de mai multe secole globalitatea a tot ce există. Șamanii au făcut un pas suplimentar modificând dinamica procesului de viață și proiectând această schimbare în lumea exterioară, adică în ordinul explicit. Trăim într-o zonă crepusculară de realitate nedezvoltată, dar de care șamanii se apropie într-o manieră creativă. În biofizică, lumea vie este comparată cu niște lasere care rezonează la anumite frecvențe impuse de mediu. Studierea emisiei universale a unei raze coerente la frecvențe extrem de scăzute ne ajută să elaborăm un ghid util pentru a intra în rezonanță cu forme de viață care guvernează procesul de vindecare. Din momentul în care realizăm în ce măsură suntem prizonierii modelelor științifice,
Capacitatea noastră creativă poate fi stimulată dincolo de limitele pe care le impunem până atunci propriei noastre ființe. Fizicianul englez David Bohm spunea în ultimii lui ani de viață că holomișcarea reprezintă o nouă ordine care începe nu în câmpurile de energie sau în particulele elementare, ci mai degrabă într-o totalitate indiviză a realității. Șamanii cunosc fluxul complex și continuu al naturii și cred în existența unei rețele de forțe invizibile cu potențial infinit. Din lumea spiritelor, toate formele fizice sunt ajutate și infuzate de această energie universală, care trece de pe un versant al realității pe celălalt. Omul de pe stradă știe mai mult despre noile modele de gândire decât unii universitari sau politicieni. Intuiția lui îl face să susțină o serie de valori bogate în sensuri, să acționeze la o scară mai umană, să comunice cu natura în loc să caute să o domine. Asistăm actualmente la emergența unei mari cunoașteri, care a fost prezentă tot timpul în stare latentă. Cred că soluția viitorului constă în experimentarea directă. Experiențele șamanice sunt de acum comparabile cu experiențele științifice. Prin urmare, ele vor fi cele care vor permite ființelor umane să comunice dincolo de culturi sau sisteme religioase. Acolo, afară, nu există o lume obiectivă, ci doar un proces de cunoaștere. Lumea o creăm noi, împreună, prin limbaj și conștiință, termen care ar putea semnifica a cunoaște împreună cu ceilalți, fiind așadar vorba de un efort colectiv. În această ordine de idei, șamanismul ar reprezenta o concentrare de concepte și tehnici psihice care au fost dezvoltate în decursul timpului de către anumite grupuri, de către populații de vânători care s-au răspândit pe toate continentele. Într-o perioadă în care omul se simțea în mod inevitabil inferior mediului în care trăia, el a încercat să intre în armonie cu acesta, să asculte mesajele lumii minerale, animale și vegetale, îmbogățindu-și în felul acesta forța psihică. Această aptitudine a sfârșit însă prin a se pierde, sau mai exact, prin a se concentra doar la anumiți indivizi, șamanii. Structura universului șamanic. Structura universului este percepută întotdeauna într-o manieră foarte asemănătoare de către conștiința șamanică, indiferent de zona geografică sau epocă. Universul ar fi așadar format din trei niveluri: cerul, pământul și lumea subterană, legate între ele printr-o axă centrală. Cunoștințele și tehnica șamanului se referă la modalitățile de deplasare dintr-o regiune într-alta. Știința lui îi este utilă îndeosebi atunci când îl ajută să înțeleagă misterul comunicării dintre aceste niveluri, adică trecerea reprezentată în realitate de o deschizătură sau o gaură, de-a lungul căreia coboară ființe sublime sau animale protectoare și pe care sufletul șamanului o poate folosi pentru a călători în ceruri sau în lumea subterană. Această axă a lumii, care se află într-un anumit loc, dar care simbolizează centrul tuturor lucrurilor, reprezintă pentru șaman punctul în care se manifestă timpul și spațiul sacre. În sânul culturilor tradiționale, aptitudinea de a călători între aceste niveluri este întotdeauna prerogativă șamanului. El știe cum să se înalțe prin acea poartă, cum să trăiască o experiență mistică concretă. În alți termeni, stâlpul central al casei sau orificiul din partea superioară a cortului semnifică pentru comunitate faptul că spațiul local și acel timp concret sunt gata să întâmpine spațiul și timpul sacre. În consecință, oamenii pot să le adreseze ființelor sacre rugăciuni și să le facă ofrande. Pentru șaman, locul acesta sugerează însă atât un itinerar mistic, cât și punctul de plecare în marea călătorie. Un alt aspect pe care îl regăsim frecvent în culturile șamanice este amintirea a ceea ce nu s-ar putea numi altfel decât mitul lumii. Numeroase alte culturi au păstrat și ele fragmente de mit, sub forma unor povestiri și scrieri. Îndeosebi, istoria potopului prezentă și în Biblie și în vechile mituri ale indienilor irochezi. Dar ceea ce este remarcabil în cazul tradiției șamanice este constanța temelor narrative pe care ea a știut să le păstreze în pofida varietății raselor, culturilor și zonelor geografice.
ca și când mitul șamanic ar fi purtătorul unei gnoze uitate. Ceea ce este remarcabil în această viziune universală este faptul că ea descrie o lume arhaică, sau mai precis o suită de lumi, foarte diferite de cele descoperite de istorici sau reconstituite de antropologi. Dineh, Bahane, Biblia indienilor Navajo sau Cartea indienilor Hopi, care înfățișează trecerea prin lumi succesive, reconstituie perfect această epopee. Dacă observăm fenomenologia mitului lumii, observăm că, în majoritatea versiunilor, prima manifestare a vieții umane se produce într-o epocă de aur, o epocă a luminii, abundenței, armoniei și înțelegerii, scăldată într-o vară veșnică. Cerul era ocupat în permanență de un mare obiect luminos, aparent staționar, cunoscut sub numele de ou cosmic sau de soare al nopții, asupra căruia se îndreptau devoțiunea și admirația oamenilor. Planeta era legată de acesta printr-o scară, un copac, un munte, un stâlp, un catarg sau o frânghie, considerate ca reprezentări ale acelei axis mundi, ale centrului lumii. În numeroase mituri, îngerii sau anumite ființe divine coborau de-a lungul acestei axe. Apoi, cea mai mare parte a acestor povestiri relatează despre o schimbare a istoriei și un sfârșit catastrofic al epocii de aur. Acest fenomen atrage după sine dispariția marii lumini, precum și un potop, un incendiu la scară planetară, cu tremure puternice, precipitații marine, vuiete asurzitoare și o lungă perioadă de întuneric. Între diferitele faze ale potopului au existat lungi perioade de acalmie, fiecare dintre acestea dovedindu-se mai dură decât cea precedentă. Regăsim aici ciclul Mahabharatei, involuția progresivă a omenirii, pe parcursul a patru perioade denumite Yuga, în tradiția sanscrită, sau chiar dispariția Atlantidei. Se pare că anumite aspecte ale acestui mit și-au găsit un ecou științific în teoria catastrofelor avansată de specialiști precum Immanuel Velikovsky, pentru a explica modificările suferite de scoarța terestră și efectele lor asupra conștiinței. Din indiciile furnizate de știință, șamanism și mituri, reiese că aceste cataclisme au avut repercursiuni considerabile asupra conștiinței, a fragmentării sale și asupra faptului că viața individului s-a văzut tăiată de la sursă. Vechii gnostici fac aluzie cu amărăciune la o lume în care ne-am fi trezit aruncați fără să o fi dorit vreodată. Filozoful german Heidegger definește starea noastră drept proiectată în tumultul existenței. Cataclismele ar fi fisurat conștiința colectivă în așa fel încât spiritul omului nu ar mai fi avut acces, cel puțin nu în condiții normale, la gândurile semenilor săi. Păstrăm cu toate acestea amintirea unui traumatism colectiv care a provocat scinziunea între percepția noastră fizică și cea spirituală. Pentru cei vechi, spiritul exista atât în astrele cerești cât și în forțele naturii. Noi dezavuăm această credință clasificând-o drept superstiție, animism și chiar drept antropomorfism. În realitate, această catastrofă ne-a dus probabil în situația de a ne izola într-o manieră morbidă, făcându-ne să pierdem orice sentiment de comunicare cu natura, planeta, zeii și semenii noștri. Psihologia modernă se dedică la modul general tratamentului consecințelor acestei identificări prea dure cu experiența trăită și cu structurile ei alinante de gândire. Însă, din păcate, cea mai mare parte a demersurilor psihologice se mulțumesc să-l facă pe individ fericit în închisoarea lui sau să-i ofere o alta mai veselă, în care el va învăța cel puțin să iubească prizonieratul. Acest cataclism a produs o scinziune între diferitele niveluri ale sinelui și o pierdere a capacității de a comunica, considerată până atunci facilă, naturală, obișnuită. Comuniunea profundă a devenit din ce în ce mai rară și atingerea ei a necesitat eforturi imense. Aceste speculații asupra mitului lumii, consecințele și importanța lui în tradiția șamanică, justifică în parte darul extraordinar al șamanului, în măsura în care ele afirmă că puterea de comunicare le-a fost retrasă tuturor oamenilor, mai puțin șamanilor și misticilor,
căci aceștia au ales să îndeplinească o muncă fizică, spirituală și psihologică extrem de grea, aventurându-se dincolo de vălurile aruncate în urmă cu atât de mult timp asupra trupului, spiritului și sufletului. Timpul rămâne o enigmă. Perceperea lui izvorăște în întregime din emisfera stângă a creierului și devine astfel o fantasmă lineară. Cu toate acestea, în stările de conștiință șamanică, spiritul se eliberează din încorsetările iluziei și se poate întoarce spre timpul real, acel timp real al șamanilor de dinainte de biblica izgonire din paradis sau de dispariția oului lumii. Viziunea șamanică asupra mediului înconjurător. Toate popoarele tradiționale consideră mediul în care trăiesc drept sacru, inteligent, locuit de o putere mistică și înzestrat cu o vitalitate supranaturală. Conceptul originar de pământ include fenomene meteorologice precum vântul, ploaia, cicloanele, norii, tunetul, zăpada și gheața. Particularități geografice precum lanțurile muntoase, râurile, lacurile, heleșteele, cascadele, izvoarele, mările, oceanele, canioanele și formațiunile stâncoase. Vietăți altele decât ființa umană și anume reptilele, păsările, insectele și mamiferele. Cerul, soarele, pământul și anumite constelații sunt întotdeauna considerate drept sacre. Misticismul la amerindieni se bazează în mod fundamental pe sensul proprietății, respectul activ al puterilor naturale, înțelegerea rituală a unei ordini universale și a unui echilibru armonios, precum și pe credința că faptele fiecărui individ, gândurile și comportamentul lui, contribuie la bunul mers al universului sau îi pot dăuna. Li se cere oamenilor să trăiască astfel încât să păstreze și să întărească acest echilibru, dar și să evite dezordinea. Fiecare specie are de jucat un rol fundamental în acest teatru cosmic. În viziunea tradițională se spune că dacă fiecare specie s-ar comporta în acord cu rațiunea sa de a fi, universul ar funcționa într-o manieră globală și echilibrată. Dacă o anumită specie nu își îndeplinește obligațiile față de tot ceea ce există, Marele Mister, Increatul, Tatăl din Ceruri, Marea Pasăre Albă, fiecare are de suferit. Om, animal, plantă, mineral, dar și ființele din tărâmurile supranaturale. Reprezentanții diverselor tradiții pe care am avut prilejul să-i întâlnim se străduiesc cu toții să trăiască în permanență după preceptele sacre, deoarece ei sunt conștienți că fiecare din actele lor are repercursiuni dincolo de nivelul personal și psihologic, fiecare lucru fiind sacru și pătruns de spirit. Într-un sens cu totul real, ceea ce trăim în fiecare clipă este un vis și, asemeni multor alte culturi, amerindienii cred că activitățile noastre zilnice trebuie să urmărească să facă această viață cât mai bună posibil. Ființele învestite sunt în general foarte îngăduitoare cu cei care își îndeplinesc obligațiile obișnuite, conștienți fiind de natura extraordinară a existenței. Elele sunt în schimb mult mai puțin favorabile celor care aleg calea inconștienței și lipsei de respect în viața lor cotidiană, chiar dacă acestora li se întâmplă să se roage cu fervoare. Occidentalii care au studiat primele relatări despre experiențele mistice amerindiene au înțeles că acestea erau ieșite din comun, extraordinare și caracterizate prin stări anormale de inconștiență. Această interpretare este eronată. Pentru amerindieni, evenimentele supranaturale fac parte integrantă din experiența obișnuită și sunt chiar așteptate în timpul ceremoniilor rituale. Este adevărat că puțini sunt oamenii albi care au avut ocazia să observe aceste manifestări, în primul rând deoarece conștiința occidentală nu este pregătită să le accepte. Pentru popoarele tradiționale, spiritualitatea și misticismul sunt realități comunitare. Comunitatea și fiecare individ din care ea este alcătuită trebuie să fie conștienți de obligațiile omului față de spirit, ca și de legăturile care există între toate viețuitoarele, pentru ca natura și toate creaturile vii să poată prospera.
Bolnavul are obligația de a se însănătoși, cel slab de a deveni puternic, cel egoist de a-și împărtăși bunurile cu aproapele său. Toți membrii unei comunități au obligația să trăiască în armonie și să fie conștienți de forța și de misterul de care sunt înconjurați. Dacă stările de conștiință trează aparțin în Occident doar unei minorități, la popoarele amerindiene au fost dezvoltate diferite discipline și practici pentru a-i permite omului să obțină forță spirituală. În mod real, fiecare individ este un căutător sau un sfânt. Printre disciplinele curente și considerate în general indispensabile aceste experiențe spirituale, să amintim visul, postul, căutarea revelației, purificarea, rugăciunea, ofranda, dansul, cântecul, confecționarea și întreținerea obiectelor sacre și modul de viață care trebuie să fie în acord cu legile naturii. Vindecătorul rănit, chemarea spre calea cea dreaptă. Vindecătorul rănit este un termen generic ce definește orice persoană care a trăit o perioadă de transformare, de moarte și renaștere, în sensul simbolic al cuvântului. Este posibilă combinarea informației obținute din două perspective total diferite. Culturile șamanice tradiționale percep universul ca o entitate vie. Cultura noastră științifică modernă clasifică, analizează și denumește toate obiectele din lumea exterioară și le tratează ca tot atâtea entități separate. În viziunea tradițională, invizibilul constituie un nivel al realității. Pentru noi, el nu există. Deși termenul de vindecător rănit este întâlnit în toate culturile șamanice, îl regăsim sub o formă voalată în practicile medicale sau paramedicale moderne. El implică o transformare personală, o criză existențială. Evenimentul care declanșează fenomenul sădește în individ senzația că este învestit cu o misiune și că posedă o cunoaștere neobișnuită a laturii ascunse a lucrurilor. Noțiunea de vindecător rănit este asociată șamanului, dar nu neapărat și femeilor sau bărbaților care îndeplinesc rolul de vraci, fitoterapeuților sau celor care se ocupă de tratarea diverselor fracturi. Șamanii sunt indivizi care au darul viziunii interioare a condiției umane și care au atins un nivel de înțelepciune spirituală. În această stare de conștiință își vor exercita ei vocația tămăduitoare. În timpul străvechi, șamanii apar drept înțelepți capabili să întrevadă direcția în care se dezvoltă viața tribală. Existau și în Evul Mediu sau în Renaștere astfel de bărbați sau femei. Îi întâlnim și astăzi la frontiera unor domenii precum medicina, psihologia și religia. În culturile care recunosc rolul fundamental al șamanului, vindecătorul potențial parcurge o perioadă de inițiere care îi ascute sensibilitatea și viziunea interioară. Se întâmplă ca aceasta să se manifeste în mod neașteptat, ca în cazul lui Nicholas Blake, o boală gravă l-a dus aproape de moarte. În alte cazuri, ucenicul se poate angaja în căutarea revelației, impunându-și o severă privațiune senzorială, până la eliberarea spiritului de realitatea convențională și accederea la supranatural. În acel moment îi este revelată misiunea de vindecător, în același timp cu mijloacele prin care își poate îndeplini îndatoririle. Anumite persoane care exercită o profesie medicală sau paramedicală pot trăi și ele astfel de experiențe. O boală gravă, un handicap sever, au reprezentat chemarea inițiatică pentru anumiți slujitori ai sănătății. Pentru alții, rana a fost expresia propriei lor suferințe fizice. Fibra noastră morală se țese în bogăție și țesătura existențelor noastre, ca și în legăturile emoționale pe care le înnodăm în munca pe care o desfășurăm. Pe parcursul a toți acești ani de căutări și experimente, am înțeles că fiecare entitate, corp, suflet, spirit, pare să răspundă unor fluctuații legate de viața interioară și exterioară. Am de multă vreme convingerea că există alături de viziunea tradițională occidentală și alte modalități de abordare a bolii care ne-ar putea permite mai bine să identificăm cauzele.
Insistența cu care șamanismul judecă boala ca o expresie a disarmoniei, a fricii și a pierderii sufletului este o astfel de cale. Astfel, șamanii știu dintotdeauna că boala este inevitabilă, dacă pentru ființa respectivă viața nu mai are sens sau dacă aceasta și-a pierdut sentimentul de apartenență sau de legătură. O senzație cronică de teamă va genera o pierdere a iubirii, bucuriei și încrederii, care reprezintă temelia sănătății, fără de care forța vitală pare ea însă să se retragă încetul cu încetul din corp. Medicina modernă a identificat aceste tulburări, dar simptomele pe care ea le întrevede nu sunt probabil decât epifenomenul problemelor fundamentale mult mai importante. Pierderea sufletului, considerată ca cel mai grav diagnostic în șamanică, este una din cauzele majore ale bolilor și morții. În conștiința noastră occidentală nici măcar nu întrezărim această cauză. Atunci când șamanii vorbesc de pierderea sufletului, ei se referă la atingeri aduse acelui nucleu, care reprezintă esența însăși a ființei umane și care se traduc prin disperare, dezordini imunologice, cancer și un întreg ansamblu de alte tulburări. Dezvoltarea spirituală este o cale de dezvoltare proprie tuturor ființelor umane. Ea reprezintă orientarea spre globalitate, descoperirea și utilizarea propriului potențial. Pentru unii, dezvoltarea spirituală, procesul de transformare, călătoria eroică, devin o urgență spirituală. În timpul acestei crize, schimbările interne sunt atât de rapide, încât devine dificil pentru ființele în cauză să continue să funcționeze în ritmul cotidian obișnuit. Cristina și Stanislav Grof recurg la un joc de sensuri, folosind cuvintele urgență, care sugerează ideea de criză ce însoțesc transformarea și urgențe care fac trimitere la fantasticele oportunități pe care astfel de experiențe le oferă în materie de evoluție personală, precum și la apariția și dezvoltarea unor noi niveluri de înțelegere. Sufletul uman nu are zone precise. Ansamblul conținutului său formează un continuum la niveluri și dimensiuni multiple. În consecință, nu trebuie să ne așteptăm ca asemenea urgențe spirituale să se prezinte sub forme ușor de recunoscut. Anumite tipuri de urgențe spirituale posedă suficienți parametri și suficiente caracteristici pentru a fi recunoscute. În cadrul proceselor de transformare au fost identificați 6 parametri. Episoadele de conștiință unitivă, experiențe de vârf. Este vorba de o categorie de experiențe mistice caracterizate prin disoluția limitelor individuale și prin senzația de a face corp comun cu mediul, cu ceilalți semeni, cu natura, cu universul întreg și cu Dumnezeu. Este conștiința lui unul singur. Deșteptarea stării de Kundalini. Am dezvoltat pe larg într-o lucrare precedentă problema acestui fenomen atât de puțin cunoscut în Occident. Am primit peste 350 de scrisori evocând suferințele, înțelegând prin asta internarea în instituții psihiatrice unor persoane care trăiseră experiența unei treziri ratate a stării de Kundalini. Iată un exemplu concret. Este aproape ora 1 noaptea. Colette, o femeie în vârstă de 30 de ani, este epuizată după o zi de lucru, dar mai ales după cei 12 ani de muncă neîntreruptă. Ea și soțul ei au un mic restaurant. Afacerile merg bine, dar beneficiile primilor ani au fost absorbite de împrumuturi importante. De mai mulți ani nu și-au mai luat nicio zi liberă, exceptând ziua din săptămână, în care e închis pentru problemele contabile, pentru comenzile adresate furnizorilor și pentru alte mici probleme. Soțul, în vârstă de 35 de ani, tocmai a coborât în pivniță să aducă o ladă cu vin, ca să pregătească barul pentru a doua zi. În momentul în care revine de la subsol, el alunecă pe ultima treaptă și se prăbușește sub privirile îngrozite ale soției lui. Doborât de un puternic atac de cord, el moare după doar câteva minute. Începând din această clipă, Colette va trebui să trăiască în compania a doi însoțitori, care nu o vor mai părăsi niciodată.
suferința și întrebarea de ce, se scurg câteva luni pline de durere, de suferință, apar niște simptome ciudate, senzația de căldură, chiar arsuri de-a lungul coloanei vertebrale, mișcări automate și dezordonate, zgomote în cap, halucinații luminoase. Într-o noapte, Colette se pomenește zburând deasupra patului și își vede corpul adormit, întins pe pat, asemeni unui cadavru. Într-o duminică, câțiva membri ai familiei fac o vizită pentru a o susține și a o încuraja. Ca din senin, Colette este zguduită de râsete isterice. Ea, care nu știe nimic despre yoga, adoptă în mod spontan anumite posturi destul de complicate. Este consultat medicul de familie care, cu acordul tinerei femei, dispune internarea ei într-un stabilament psihiatric. Chiar de la sosirea ei, medicii administrează anxiolitice și antidepresive, care vor pune capăt acestor manifestări cel puțin ciudate. După câteva săptămâni, Colette cade într-o puternică depresie nervoasă care va dura 18 luni. Am întâlnit-o pe Colette într-o după-amiază de primăvară, la câteva luni după această perioadă depresivă, și am explicat motivul acestei tornade care i-a răvășit viața după moartea soțului ei. Astăzi ea a reușit să depășească această stare, dar păstrează din acea perioadă o sensibilitate față de emanațiile energetice, săgeți mediumnice și o reacție deosebită față de tot ce este viu, în sensul cel mai larg al cuvântului. Nu toate secvențele trezirii stării de Kundalini sunt atât de dramatice. Se întâmplă ca persoanele să se simtă înfășurate într-o aură de iubire absolută și să perceapă unitatea vieții în tot ceea ce există. Este ceea ce Abraham Maslow a numit prin anii 60 o stare de conștiință cosmică, sau mai exact o conexiune directă cu propria sa conștiință superioară. Experiențele de comă depășită. Moartea este un arhetip străvechi pentru ființa umană, apropierea ei reprezentând un catalizator extrem de puternic pentru trezirea spirituală și evoluția conștiinței. Simbolismul morții se manifestă în cazul unei despărțiri, al unui divorț sau al unei schimbări de natură profesională. Pierderea unui consort sau a unui copil poate declanșa o fază de moarte simbolică, în timpul căreia vechile structuri psihologice sunt răvășite. În decursul timpului, am întâlnit mulți părinți care au pierdut un copil, uneori la o vârstă foarte fragedă, și am observat adesea că în urma acestei drame ei se aflau angajați într-o căutare spirituală. Emergența amintirilor din viețile anterioare. Fie că aceste experiențe reprezintă sau nu o dovadă a reîncarnării, ele constituie totuși un fenomen psihologic important, deoarece înmagazinează un mare potențial de vindecare, asociat unei mari capacități de schimbare a individului. Chiar dacă în sensul clasic al termenului fenomenul reîncarnării nu poate fi dovedit, mii și mii de mărturii și de relatări tulburătoare par să-i confirme veridicitatea. Printre popoarele care sunt adepte tradiționale ale șamanismului, puține sunt cele care au formulat o credință explicită în această posibilitate. Din câte știu eu, șoșonii din nord-vestul Americii cred în posibilitatea întoarcerii sufletului într-o nouă formă fizică. Celelalte popoare nu au decât o idee destul de vagă despre ceea ce se întâmplă după moarte, deoarece trăiesc ancorate cu precădere în clipa prezentă. Se întâmplă ca aspecte din viețile anterioare să iasă la iveală cu prilejul exercițiilor de meditație. Unul din prietenii mei, practicant zen, își simțise adeseori gâtul ca sfâșia de niște ghiare în timpul meditațiilor sale, ceea ce îl deranja în mod considerabil. Familiarizat cu practicile meditative, el a încercat atunci să pătrundă în esența acelei senzații de disconfort și să o înlăture. Dar de fiecare dată era cuprins de o stare de neliniște care îi bloca plexul solar la nivelul celei de-a treia chakre. A venit atunci să-mi ceară să-l ajut să identifice cauza acestor probleme. Un eveniment dintr-o viață anterioară, credea el, care îi scăpa. Avea dreptate, deoarece conștiința lui a reușit să recupereze o viață anterioară din vremea primelor cruciade. Făcuse atunci parte dintr-o trupă de pelerini înarmați, care erau încercuiți de sarazini.
În plin deșert și sub un soare de plumb, aceștia îi obligaseră să formeze un cerc larg în mijlocul căruia au pus un vas mare, plin cu apă, pe care pelerinii nu aveau voie să-l atingă. Apoi au așteptat, după mai multe ore, aproape nebunii de sete și de soarele arzător, primul pelerin să repezi spre vas și bău. Sarazinii i-au tăiat imediat gâtul. Aceasta nu i-a împiedicat pe un al doilea, apoi un al treilea să se apropie. Au avut și ei aceeași soartă, la fel cu toți cei care au ales să bea în loc să moară de sete, căci aceasta era unica alternativă. Acest episod deosebit de sinistru din istoria cruciadelor este cunoscut sub numele de Câmpul Însângerat. După această ședință, senzația de gât sfâșiat pe care o avea prietenul meu și starea de neliniște care îl cuprindea au dispărut. Era vorba așadar de rămășițele unei vieți anterioare care nu erau ascunse atât de adânc în memorie și care reveneau la suprafață cu prilejul ședințelor de meditație. Profit de ocazie pentru a le semnala începătorilor că se întâmplă frecvent, ca la frontierele conștiinței, să-și facă apariția evenimente dintr-o viață anterioară. Sunt numeroși cei care sunt puternic jenați de aceasta și își întrerup imediat ședințele de meditație, crezând că se află pe punctul de a-și pierde mințile. Este exact ceea ce nu trebuie făcut, deoarece acest prețios material riscă să se scufunde și mai adânc în inconștient. Doctorul Maurice Netterton, din Los Angeles, care a practicat mult timp terapia prin intermediul vieților anterioare, afirmă că majoritatea problemelor psihice serioase întâlnite de pacienții săi erau legate de viețile trecute. Toți medicii și terapeuții care lucrează în acest domeniu îi confirmă cercetările cu caracter de pionierat. Asemeni lui Netterton, ei ajung la concluzia că reactivarea memoriei unor evenimente din trecut, care sunt la originea unor tulburări psihice sau a unor boli, aduce după sine o ușurare semnificativă sau chiar vindecarea. În 1996, cu prilejul unui congres, am discutat îndelung cu Dr. Roger Ulger, un medic american adept al lui Young. El amintea cazurile cele mai interesante pe care ar trebui să le trateze și care constituie, după părerea mea, un eșantion reprezentativ al problemelor karmice obișnuite. Iată-le! O femeie tânără care suferea de colită își redescoperă o existență anterioară de tânără olandeză asasinată de soldații naziști la vârsta de 8 ani. Colita era o manifestare a terorii care pusese stăpânire pe fată chiar înaintea execuției. Un om care se plângea de o durere cronică de spate și a revăzut o moarte anterioară în care agoniza, cu coloana vertebrală zdrobită, prins între două vagoane de cale ferată. După ședința de tratament, durerea se diminuează considerabil. Unui bolnav de astm care suferea printre altele și de conjunctivită, i-a revenit în memorie viața sa de călugăr din Evul Mediu. Acuzat că ar fi atras un întreg sat pe calea unor credințe eretice, el este condamnat să asiste la incendierea satului și a locuitorilor acestuia. Ochii sunt înlăcrimați și plămânii se sufocă din cauza fumului. Trezirea unor percepții extrasenzoriale. Ieșirea la suprafața unor aptitudini paranormale este firească, dar se poate adeveri periculoasă dacă aceste daruri noi nu sunt înțelese și integrate. Am întâlnit multe persoane cu aptitudini de medium care își ignorau calitățile. Aparenta lor fragilitate psihică se explică printr-o sensibilitate exacerbată față de persoanele pe care le întâlneau și printr-o serie de premoniții neînțelese. Criza șamanică. Această formă de transformare psihospirituală capătă o importanță considerabilă în crizele inițiatice ale șamanilor vindecători și ale liderilor spirituale ai multor popoare aborigene. Această experiență nu este totuși proprie așa numitelor culturi primitive, iar acest tip de relație cu natura, oceane, râuri, munți, corpuri cerești și cu orice formă de viață a fost observată în zilele noastre la anumiți europeni, americani și asiatici. Dacă derularea procesului de emergență nu este frânată, dacă domeniul lăuntric care provoacă disconfortul este lăsat să se exprime liber, dacă persoana beneficiază de sfaturile corespunzătoare, atunci ființa se va reconecta la cotidian,
beneficiind în plus de o mai bună înțelegere a rațiunii, pentru care aceste probleme aparente erau indispensabile dezvoltării sale spirituale. Cartografiile moderne ale conștiinței. Eliberat astfel de toți stimulii externi obișnuiți, individul se află în situația de a experimenta stări de conștiință extrem de diverse. O dovadă a faptului că activitatea creierului uman nu este limitată la cele 5 simțuri și că acesta poate atinge nivelul creativității, transcendenței și revelației. Ființa înțelege că prin diminuarea stimulilor externi, prin meditație sau prin orice alt mijloc, își poate proiecta creierul sau conștiința în stări de o extraordinară luciditate, de meditație profundă, de concentrare și de contemplație. Studiul culturilor din toate epocile relevă un interes profund al oamenilor pentru stările neobișnuite de conștiință. Toate curentele de gândire au dezvoltat metode prin care urmăreau teoretizarea acestora și descifrarea diferitelor etape ale călătoriei spirituale. Această cunoaștere a fost transmisă din gură în gură, de la maestru la discipol, din generație în generație, fiind îmbogățită zi de zi cu elemente noi. La începutul epocii moderne, atunci când știința occidentală era încă în faza primelor bâșbâieli, înțelepciunea anticilor a fost respinsă și înlocuită cu modele ale sufletului, fondate pe o filozofie strict materialistă. Cu toate acestea, prin anii 60, un anumit număr de factori sociali a permis parcurgerea unor prim pași în această zonă mlăștinoasă a înțelegerii psihologice a ființei umane. Unul din factorii cheie a fost interesul tinerilor pentru practicile meditative orientale și căutarea rădăcinilor pierdute. Experimentarea căilor șamanice, contactul cu indienii, întoarcerea spre naștere, mamă și tată, dezvoltarea în laborator a unor tehnici de alterare a conștiinței, precum izolarea senzorială și biofeedback-ul. În timpul unei călătorii în Statele Unite în 1996, l-am întâlnit pe Dr. Green. El și echipa lui lucrau la niște experiențe de supraluciditate. Subiectul este întins într-un soi de cutie de 2 metri pe 3. În fața, în spatele lui și pe sol, sunt plăci de aramă care îi reflectă imaginea. Subiectul devine astfel un fel de condensator viu. Scopul experimentului era de a activa potențialele latente ale unei ființe umane normale, precum capacitatea de a percepe corpuri subtile și telepatia. Experiență ciudată, judecând din perspectiva mecanicistă, și totuși, timp de 7 ani, Green și echipa lui au avut un buget anual de cercetare de $500.000. Dezvăluirile unei noi generații de antropologi despre experiențele lor personale în sânul culturilor șamanice și studiile științifice asupra cazurilor de comă depășită au furnizat noi provocări pentru psihiatria și psihologia tradiționale. Numeroși cercetători s-au dedicat unei explorări sistematice a acestor domenii noi și au ajuns la concluzia că înțelepciunea antică merita reexaminată, în vreme ce conceptele științifice occidentale și ideologiile care decurg din acestea trebuiau revizuite și lărgite. Există un termen modern care înglobează toate aceste stări denumite spirituale, mistice, religioase, magice, parapsihologice sau șamanice. Experiența transpersonală. Natura remarcabilă a experienței transpersonale devine evidentă în momentul în care o comparăm cu modul nostru cotidian de percepere a lumii, cu limitele lui considerate normale și inevitabile. În stare de veghe, noi ne percepem pe noi înșine ca niște corpuri materiale solide. Este un lucru sigur acela că suntem limitați în modul nostru de a percepe lumea de gama simțurilor noastre și de configurația mediului în care trăim. În stările transpersonale, toate aceste limite sunt depășite. Ne percepem pe noi înșine ca fiind un joc energetic sau un câmp de conștiință conectat la această entitate vie, Pământul, Marele Părinte. Lumea fenomenelor transpersonale, așa cum este ea descrisă de Stanislav Grof în diferitele sale lucrări, oferă o altă provocare filozofică și intelectuală. Ea înglobează adesea, după cum precizează Grof,
Niveluri și entități care, în lumea occidentală, sunt considerate ca făcând parte dintr-o realitate subiectivă, zeități, demoni și alte personaje mitologice. Pentru cei care le-au trăit, aceste experiențe sunt la fel de convingătoare și reale precum cele din viața obișnuită. Acesta este aspectul asupra căruia lumea șamanilor insistă atât de mult. Cititorul sceptic se va întreba de ce se acordă o importanță atât de mare fenomenelor transpersonale. Faptul că sufletul omului induce astfel de experiențe percepute în mod subiectiv ca fiind reale, nu înseamnă că este vorba de conexiuni autentice cu universul. Groff adaugă că un alt argument al scepticilor la contactul cu așa numitele fenomene transpersonale este că acestea sunt produse arbitrare și lipsite de sens ale unor creiere tulburate de o boală necunoscută. În mod cert, conținutul plin de experiențe trăite provine din amintirile noastre. Trăim într-o lume în care suntem supraexpuși unui aflux de informații de tot felul, prin intermediul ziarelor, revistelor, televiziunii și cărților. Toate experiențele pe care le trăim sunt stocate în creierul nostru în mod extrem de detaliat. Aceasta poate fi o explicație rezonabilă pentru cei care nu au decât o cunoaștere superficială a fenomenului. Cu toate acestea, un studiu sistematic al experiențelor la niveluri de conștiință, care ies din sfera obișnuitului, demonstrează că este vorba de fenomene extraordinare care sfidează concepțiile științifice occidentale. În ciuda progresului înregistrat de anumite cercetări în domeniu, este limpede că ne este încă dificil să admitem că spiritul și corpul pot fi legate și pot acționa unul asupra celuilalt într-o manieră atât de intimă. Modul nostru de gândire occidental a considerat mult timp trupul și spiritul ca fiind două entități separate. Acest dualism este însuși fundamentul gândirii carteziene. Am vorbit îndelung despre acest aspect în prima mea lucrare, de aceea nu voi reveni asupra lui. Nu este mai puțin adevărat că vedem peste tot consecințele nefericite ale acestui mod de gândire, în special în medicină, unde coexistă fără nicio comunicare între ei, pe de o parte medicii, care se ocupă de problemele trupului, de cealaltă psihologii și psihiatrii cei însărcinați să se ocupe de spirit. Universitățile, colegiile, centrele de cercetare în medicină și în psihiatrie sunt fie strict separate, fie divizate în departamente închise. Nu există nici cercetări comune, nici confruntări ale rezultatelor respective. Și asta pare să fie pe placul tuturor. Acest dualism trup-spirit este atât de bine ancorat încât înșiși psihiatrii pe parcursul unui secol s-au orientat progresiv spre o explicație pur organică, biochimică a sufletului uman, în care toată gândirea, toate sentimentele sunt reduse la un proces chimic și în care mai general spiritul însuși apare ca produs al acestui organ numit creier. Remarcăm de câțiva ani o tentativă de apropiere a celor două jumătăți ale aceleiași sfere, care sunt trupul și spiritul, printr-o nouă concepție, psihosomatica. Dar ca regulă generală, ruptura rămâne deplină între susținătorii tratamentului farmaceutic al bolilor și adepții unei abordări care să țină cont de aspectul psihologic al acestora. Cu direcțiile lui de explorare și cu metodele lui de experimentare directă a naturii, vizibile și invizibile, șamanismul reprezintă un nou pas în înțelegerea mecanismelor care conduc spiritul uman și universul în ansamblu. Pentru șamani, realitatea e un tot. Unitatea globală este totală. Mulți susțin ideea că omul s-a amăgit pe el însuși, în special prin cultura lui care împarte viața în subiecte și obiecte, observatori și observați. Devenim astfel ființe separate, inapte să înțelegem unitatea naturii și principiile ordonatoare ale universului. Dilema este următoarea. Creăm în noi o scinziune care nu există în realitate. Din acel moment, viziunea noastră despre timp devine limitativă și liniară. Percepem această enigmă ca pe o succesiune de momente, trecut, prezent și viitor. Una dintre căile particulare pe care ni le oferă șamanismul este căutarea revelației.
Un ritual practicat încă de la origini și în care ființa umană se regăsește față în față cu ea însăși și cu creatorul ei.